Salut, eu sunt Sorin de la Killer Banana și vă aduc clipuri aici pe canal cu desene, anime-uri, jocuri, precum și alte chestii faine, de aceea puteți rupe în două buton de like și pe cel de subscribe. Azi vorbim despre Megamax și despre posibilitatea sa de a mai reveni în grilă. So, știm despre Megamax că s-a închis pe 31 decembrie 2019, acest canal fiind deținut de MC Networks International Central Europe, MC-ul deținând și Jim Jam alături de Minimax. La finalul anului 2019, Megamax a ieșit din grila Digi, fiind locuit cu Jim Jam. Bun, dar ar mai putea reveni acest canal? Nu, adică cel puțin nu în forma sa care era înainte, adică sunt șanse mici ca un canal după ce este scos de o companie de genul să mai revină, să emită din nou. Cel mai sigur, compania, dacă ar vrea să includă desenele care erau pe Megamax, le-ar muta pe Jim Jam, care ar fi cumva postul care a preluat practic grila Megamax, deși na, seriile de pe Megamax n-au ajuns neapărat pe Jim Jam, nici nu știu dacă au ajuns, sincer să vă zic că nu m-am uitat peste grilele lor să fac o comparație, dar ideea este că sunt șanse mici și, în general, dacă au făcut o mișcare de genul să scoată un anumit post, probabil că l-au scos pentru că nu mai era suficient de vizionat sau au în vedere alte lucruri, lucruri noi. Pur și simplu, poate nu-i mai interesează partea de entertainment, în special pentru copii. Deci, e și asta o posibilitate, una dintre posibilitățile pentru care să fi scos, basically, Megamax din grilă. Deci, șanse mici, așa, ca Megamax să mai revină în grila televiziunilor. Da. Megamax s-a rulat doar în partea aceasta din estul Europei și anume la noi în țară, în Ungaria, în Cehia, precum și în Slovacia. Dar a fost scos din grilă. Motivul principal pentru care a fost scos din grilă este că practic nu scotea suficienți bani din reclamele care rulau în Ungaria pe post. Iar acest lucru i-a afectat veniturile all in all în această țară și probabil că și în toate țările din această zonă a Europei. Clar, principala sursă de venit, bine, asta dacă nu te ajută statul, sunt reclamele pentru un post TV și bineînțeles brand placement și alte chestii, teleshopping și ce mai este acolo, dar reclamele sunt o sursă importantă și AMC nu prea avea ce altă sursă să aibă în afară de probabil reclamele astea și se bazau foarte mult pe ele, adică cu parteneriate cu firmele internaționale, dar care să fie interesate de audiența respectivă de la Megamax. Chestia asta cumva le-a afectat, adică practic n-au găsit suficiente firme care să pună reclame pe Megamax, iar chestia asta e afectată din punctul de vedere al business-ului all in all cu acest post de televiziune și probabil că nu era profitabil actually. Asta a fost mai mult motivul pentru că cu Jim Jam au schimbat și audiența. Văd aici o audiență mai tânără, cred că majoritatea copii sub 8 ani sau într-o anumită vârstă, deci probabil fără adolescenți. Și într-adevăr, să știți că posturile astea pentru copii 100% fac destul de mulți bani, că sunt multe reclame care targetează părinții. Nu știu dacă ați observat pe posturile astea gen pentru copii, chiar și mai mici, că sunt și la noi posturi pentru copii și mai mici, nu mai știu exact care să vi le arăt pe degete, așa că eu știu doar de Cartoon Network și Disney Channel, care astea teoretic ar fi și pentru copii mai mari, adică pentru adolescenți. Sunt și chiar targetează destul de mișto reclamele astea, în sensul că se obțin venituri destul de mari din reclame și plus că Jim Jam se află în mai multe părți ale lumii, deci cumva cred că au luat Megamax-ul și l-au inclus în Jim Jam internațional și au făcut un fel de trecere din acest punct de vedere al afacerii. So, yeah, Megamax cred că a fost absorbit în Jim Jam și în același timp au renunțat la niște serii. Deci șanse din nou mici să mai revină Megamax. Având în vedere că s-a demonstrat faptul că nu este profitabil all in all, cred că au renunțat forever la el. Plus că mai este și chestia de stream și anume că v-am mai zis eu că multe posturi vor avea tendință de a se muta în online. De aceea, din nou, șansele sunt destul de reduse ca să revină Megamax în grila televiziunilor. Puteți băga și voi mai jos la comentarii acolo părerea voastră cu privire la revenirea Megamax, că chiar sunt curios dacă credeți că va reveni acest post de desene și când credeți că va reveni, dacă ar fi să revină. Și mai vorbim despre posturile astea și bineînțeles, ca de fiecare dată, vă mulțumesc foarte mult că v-ați uitat. Dacă v-a plăcut acest clip, desigur, nu uitați să rupeți în două buton de like, cel de subscribe, să deveniți și membri, că și asta mă ajută enorm. Și ne mai auzim, îl sună spasmul cu un alt clip extraordinar pe acest video la canal. Vă doresc o zi uimitoare în continuare. Pa, pa!